Avem o situație de-a dreptul sfidătoare în adresa celor care nu au posibilitatea să apeleze direct la oficiile care eliberează acte de identitate. Am atras atenția asupra faptului că cei care obțin aceste acte de identitate prin intermediul procurilor sunt puși în situația în care apelează la procedura urgentă să plătească 3 prețuri în comparație cu cei care au acces direct. Aceasta înseamnă că majoritatea celor care prin intermediul procurilor obțin acte de identitate sunt cetățeni aflați în străinătate. Am solicitat ca această situație să fie rezolvată, în sensul în care urmează să fie uniformizate condițiile pentru toți cei care aplică pentru actele de identitate, mai mult ca atât, pentru a scoate cât mai rapid în implementare o decizie care ar permite ca la ambasadele sau consulatele Republicii Moldova în străinătate, concetățenii noștri aflați în acele țări să poată obține acte de identitate. Deci, aplicând la aceste consulate sau ambasade. Există asemenea proceduri și este o procedură firească. Este instituția statului care poate îndeplini funcții prin delegare. Asta nu înseamnă că actele de identitate vor fi produse la ambasadă sau la consulat. Asta înseamnă că vor putea aplica la ambasadă sau consulat ulterior, prin intermediul acestor instituții, apelând la instituțiile din Republica Moldova, urmează să proceseze și să emită actele de identitate.